Bine v-am regăsit! Până la Einstein, în fizică, spațiul și timpul aveau un caracter absolut. De pildă, pentru Newton, prezentul era același pentru tot universul, iar curgerea timpului, credea el, se face în același ritm peste tot în univers, pentru orice observator, indiferent unde se găsește el și cum se mișcă el. În concepția lui Newton, avea deci sens întrebarea ce se întâmplă acum pe steaua Vega. Caracterul absolut al spațiului consta în faptul că distanța dintre două corpuri cerești era considerată aceeași pentru toți observatorii, din nou indiferent de poziția și mișcarea lor. De asemenea, dimensiunile obiectelor erau absolute și nu erau afectate de mișcarea obiectelor sau observatorilor. Însă Einstein, prin teoria relativității, ne-a arătat că atât timpul cât și spațiul au un caracter relativ. Așa că întrebarea ce se întâmplă acum pe steaua Vega e aproape absurdă, n-are niciun sens, pentru că ceea ce este acum pentru noi nu este acum în altă parte a Universului, nu există un moment prezent același pentru tot Universul. De asemenea, ritmul în care curge timpul este diferit pentru observatori diferiți. Același fenomen are o anumită durată pentru un observator și altă durată pentru altul. Unul și același fenomen poate să dureze ani pentru un observator și doar secunde pentru altul. Mai mult, două evenimente pot fi simultane pentru un observator și succesive pentru altul. Și atenție! Să nu credeți că problema este aceea că evenimentele așa par în sisteme de referință diferite, dar în realitate ele sunt sau simultane sau succesive. Nu, ele chiar sunt simultane într-un sistem de referință și succesive în alt sistem de referință. Azi știm că timpul depinde de sistemul de referință, nu există un timp absolut valabil pentru tot Universul și nu există o succesiune a evenimentelor valabilă pentru tot Universul. Pe scurt, azi știm că nu există un ceas universal la care să raportăm tot ceea ce există în Univers, iar trecutul, prezentul și viitorul sunt noțiuni relative, diferite pentru observatori diferiți. Să ne gândim acum la un observator, la noi. Pentru noi, în sistemul nostru de referință, noțiunile de trecut, prezent și viitor par clare și pot însemna într-o versiune simplificată și deterministă următoarele lucruri. Trecutul este alcătuit din evenimentele pe care nu le mai putem schimba, evenimente care nu mai pot fi afectate de voința noastră. Prezentul este clipa care desparte trecutul de viitor, iar viitorul este suma evenimentelor care sunt determinate de ceea ce facem. Este alcătuit din evenimente, deci, pe care le putem influența. Viața noastră pare, deci, din punct de vedere temporal, împărțită în trei părți: trecut, prezent și viitor. Dar pentru alt observator, aflat în alt sistem de referință, unele evenimente din trecutul nostru pot fi simultane cu unele evenimente din viitorul nostru, alcătuind ceea ce pentru el se numește prezent. Dacă extindem acest raționament, ne dăm seama că întotdeauna se poate găsi un observator pentru care două evenimente din acest univers, oricare două evenimente din acest univers, au loc simultan. Atunci, oare nu există de fapt toate evenimentele din univers simultan, numai că noi, observatorii, le percepem succesiv? Așa ajungem la ideea universului bloc. Vă propun să facem o analogie care pleacă de la imaginile unui film. Un film este alcătuit, după cum foarte bine știți, dintr-o succesiune de fotografii. De fapt, nimic nu se mișcă pe ecran atunci când se derulează imaginile filmului. Ceea ce se întâmplă este, așa cum am spus, o prezentare succesivă de fotografii. Succesiunea care ne dă iluzia mișcării. Acest lucru se vede foarte bine dacă proiectăm filmul la viteză mică. Imaginați-vă acum că lipim imaginile, care, foarte important, sunt bidimensionale, una de alta, așa cum vedeți în desen, și formăm o structură tridimensională, un
paralelipiped care are, evident, trei dimensiuni. Acum, toate momentele din film există simultan. Sunt în acest paralelipiped. Nu mai există nici mișcare, nici trecut și nici viitor. Tot conținutul filmului se găsește în acest bloc paralelipipedic. Acum, simultan. Dar dacă cineva vizualizează pe rând câte o secțiune, adică se mișcă prin acest bloc perpendicular pe cele două dimensiuni ale imaginilor, deci în a treia dimensiune, avem nevoie de a treia dimensiune, totul capătă viață. Avem mișcare, avem prezent dat de secțiunea pe care o privim, trecut, format din secțiunile pe care le-am văzut deja, și viitor, format din secțiunile pe care urmează să le vedem. Acum, fără să încercăm să ne imaginăm acest lucru, pentru că nu putem, creierul nostru nu își poate imagina mai multe dimensiuni spațiale decât trei, să ne gândim la o structură în patru dimensiuni, formată prin alipirea a nenumărate structuri statice tridimensionale, fiecare reprezentând o stare a Universului, sau, ca să respectăm analogia, un cadru al Universului. Adică, așa cum mai înainte am alipit imagini bidimensionale și am obținut o structură tridimensională, acum alipim în a patra dimensiune structuri spațiale tridimensionale care reprezintă, de fapt, stări ale Universului. Aceasta este ideea Universului bloc. Tot ceea ce există, există simultan în această structură cu patru dimensiuni. Iar ceea ce noi numim timp este, de fapt, o deplasare în a patra dimensiune prin acest univers bloc. Cu alte cuvinte, noi, observatorii, ne deplasăm de-a lungul celei de-a patra dimensiuni, iar acest lucru ne dă iluzia mișcării, a devenirii, a timpului. Și pentru că toate stările Universului există simultan, într-un fel, putem spune că doar prezentul există. Și asta ar însemna că Sfântul Augustin a avut dreptate atunci când a făcut afirmația că trecutul și viitorul există și ele în prezent. Am vorbit despre acest lucru în videoclipul Timpul, găsiți linkul în descriere. Așadar, în ipoteza Universului bloc, timpul este pentru noi cei care ne desfășurăm existența în trei dimensiuni, o iluzie produsă de deplasarea în a patra dimensiune, iar trecutul, prezentul și viitorul există toate într-o structură cu patru dimensiuni. Cred că o analogie frumoasă, am văzut-o undeva, dar nu mai știu unde, este cea care se poate face cu un disc de vinil sau o bandă de magnetofon. Muzica este tot acolo, simultan, în șanțurile de pe disc sau de-a lungul benzii de magnetofon. Dar prin deplasarea acului de-a lungul șanțurilor de pe discul de vinil sau prin deplasarea benzii de magnetofon prin fața capului de redare, apare o desfășurare în timp a sunetelor pe care o numim muzică. Deci desfășurarea în timp apare prin mișcare. Apare următoarea întrebare. Dacă discul sau banda se deplasează în sens opus, muzica are o desfășurare inversă în timp. De ce nu se întâmplă acest lucru și cu viața noastră, cu tot ceea ce există? De ce există un anumit sens de desfășurare a evenimentelor? De ce ne mișcăm într-un singur sens în această a patra dimensiune? Dar acestea sunt întrebări pentru alte materiale. În final, trebuie să mai spun ceva. Dacă credeți că această structură în patru dimensiuni a Universului este o pură speculație, atunci să știți că se pot aduce argumente în sprijinul acestei idei, argumente care se sprijină pe teoria relativității, care este cea mai bine verificată experimental și prin observații, teorie pe care o avem despre spațiu, timp și gravitație. De pildă, teoria relativității ne arată că în funcție de poziția unui observator și de felul în care se mișcă el, există un set de evenimente în univers care se desfășoară simultan pentru el, în sistemul lui de referință, și care formează ceea ce numim prezentul acelui observator.
Dar pentru doi observatori diferiți, cele două seturi de evenimente sunt diferite. Unele evenimente care sunt în trecut pentru unul pot fi în viitor pentru celălalt. Însă, dacă cele două puncte de vedere sunt amândouă adevărate și niciun observator nu este privilegiat, înseamnă că toate evenimentele care formează prezentul în cele două cazuri trebuie să existe simultan. Iar asta nu se poate decât dacă Universul are o desfășurare în patru dimensiuni, așa cum ne spune ipoteza Universului Bloch. Dar această idee aduce cu ea multe întrebări interesante, cum ar fi: de ce ne mișcăm noi observatorii în a patra dimensiune? Poate exista liberul arbitru în cazul unui univers bloc? Este această mișcare în a patra dimensiune o caracteristică a ființelor? Are ea vreo legătură cu gravitația și multe altele? Dar despre aceste întrebări și despre altele voi vorbi în alte materiale. Importantă este concluzia. Nu putem să ne imaginăm a patra dimensiune, dar poate că timpul este iluzia pe care ne-o produce deplasarea noastră prin această a patra dimensiune. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!